Și iar ne întoarcem la paterică. Asta e cartea care ne ucide pe toți. De ce ne ucide pe toți? Acești oameni ai patericului s-au dezlipit de pe pământ și au trăit în duh. Acești oameni din vețile sfinților n-au vrut să trăiască pământește. Nu le-a plăcut pământul acesta. Nu l-au urât, dar n-au alergat după el. Și în momentul în care găsim acolo în pustie două moduri de nevoință. Unul ca dregătorul bogat, plin de slavă, că toată lumea îl lăuda că el face nevoință, că avem și oameni de aceștia care caută în așa fel să-și scoată în față întotdeauna nevoința. Dar un bătrân de undeva dintr-o margine de pustie n-a fost prea încântat de această zisă publicitate, ca să spun așa. Și când mă refer la publicitate, la ce mă refer? Ați văzut că în general creștinii noștri în secolul 20 s-au ancorat foarte bine în mass media și în presă și dacă deschizi formula AS, întâlnești preoții făcători de minuni. Dacă deschizi, nu știu mai ce ziar, găsești icoane făcătoare minuni. Dacă mai deschizi nu știu ce hârtie, mai găsești acolo nu știu ce minuni. În ortodoxie, minunile sunt o normalitate. Așa cum soarele strălucește dimineața în răsărit și e firesc să strălucească, nu să asfințească, așa sunt minunile pentru biserică. Vine unul și începe să scrie la formula asta. Am întâlnit un preot care nu calcă pe pământ. Am întâlnit un preot care dacă te atinge simți că zbori. Mamă, reveniți-vă cu picioarele pe pământ. Reveniți-vă în realitate. Orice om investit cu harul Duhului Sfânt crește și scade în ochii credincioșilor în raport de cum îl cinstesc ei pe el și harul lui. Ați înțeles? Deci un preot poate deveni făcător de minuni dacă tu îți faci canonul și vii și spui: Părinte, am rezolvat. Ai rezolvat că te-ai rugat. Ai rezolvat că grămada de rugăciuni de dinaintea lui Dumnezeu l-a împiedicat în drumul lui spre alte suflete și a zis: măi, cine-o fi ăsta? Să-i rezolvi problema. Dar când tu dai hârtia aia cu trei nume și 10 lei și te duci acasă și te culci pe ureche, las că am dat pomenic, trebuie să rezolv, atunci aceea nu e rugăciune, dragă, aceea e un comerț cu Dumnezeu. Ai venit și ai aruncat un pomenic și ai rezolvat problema. Nu. Pomelnicul are un drum lung și sofisticat. Începe de la hârtia pe care o tai și de la pixul care le iei în mână, până la a te gândi ce trebuie scris în el, apoi ce trebuie însemnat și ce canon trebuie dat, apoi ce părticele trebuie spuse în Sfânta Proscomitie, fiindcă preotul are și el rânduielile lui, și apoi ce rânduiele ai dumitale acasă în comuniunea despre care vorbește Simeon Tesalonicul în liturgica ortodoxă, miridiile, comuniunea ta cu Dumnezeu, miridilor acelea care sunt puse la liturghie, și apoi comportamentul tău cu bunătatea lui Dumnezeu dau rezultatul problemei pe care tu o ceri. Deci, primul lucru care l-am întâlnit astăzi și am zâmbit singur, două, trei pomenice, n-au fost multe, că nu fiecare gândește în felul lui. Mă rog la Dumnezeu, la alegeri, să iasă un președinte bun. Tu roagă-te la alegeri să lumineze Dumnezeu mintea pe oameni. Că dacă oamenii au minte, știu ce au de făcut. Bun-i numai Dumnezeu, nu oamenii. Bun-i numai Iisus Hristos, că s-a jertfit pentru noi pe cruce și bem și mâncăm sângele. Deci asta este bun la Dumnezeu. Atât. Tu nu poți să califici, spune Eclesiastul, nu o spun eu, să nu spui bunului bun și răului rău. Pentru că din bun rău se poate face și din rău bun la fel. Și iarăși spune Eclesiastul, ce este să va număra și ce este nu să va număra și ce e strâm nu se va îndrepta. Și proverbul bătrânesc spune așa, ce e strâm de la descălecare, strâm rămâne permanent. Deci dacă tu ești o stofă rea și dacă ești o marfă slabă, după proverbul popular, brânza bună și burduful de câine, deci niciodată nu va fi ceva valoros. Din ce cauză? Vinul vechi, să punem burdufuri noi și nu să punem vinul nou în burdufuri vechi pentru că le sparge.
Nu poți băga credință și iubire și ortodoxie în mintea omului paliu la minte, pentru că nu va înțelege niciodată. El o va lua întotdeauna ca pe o obligație, ca pe o lege, ca pe o obstrucție. Cum aș zis cineva într-o zi, părinte, cam lungi canoanele astea care le dați. Decât să te gândești la prostii, citește acolo ce ți-am dat, las, e mai bine așa. Și a zis, da, părinte, dar ar trebui să-mi fac mănăstire acasă în cazul ăsta, la câte rugăciuni mi-ați dat. Asta e și dorința mea. Decât să stați la cafea, la bârfă, la taclale, la căutat în tarot, la căutat în cărți, la căutat în zodii, decât să stați în mahalaua de pe scara blocului, mahalaua din stradă, din cartier, lăsați, faceți mănăstire din casa voastră. Aprindeți o candelă și o icoană la Maica Domnului și cu o rugăciune dimineața și cu una seara și cu una pe la amiază, ne dându-ne seama, ne mântuim unii pe alții. Eu chinuindu-vă pe dumneavoastră cu acele canoane, iar dumneavoastră chinuindu-L pe Dumnezeu cu acele rugăciuni făcute în silă. Căci de fapt ce este mântuirea? Sila firii. Deci așa vom ajunge ca dregătorul bogat să lepădăm de la noi toată averea după care ne pare rău. Și când mă refer la toată averea, v-am spus, nu se referă la hainele din garderobă sau banii de la cec, ci la toate calitățile noastre sufletești. Din toți oamenii care sunt aici la predică în biserică, noi putem oricând să scoatem 10-20 de sfinți cu moaște, dacă ar fi trăire și credință ortodoxă adevărată. Noi am putea scoate cel puțin 10-15 făcători de minuni, 15-20 de monași sporiți, 15-20 de mame sfinte, 15-20 de bunici sfinte, cum a fost bunica Sfântului Vasile și alte bunici din vețile sfinților. Dar noi nu putem scoate din biserică decât o mână de credincioși interesați permanent de problema contemporană.